Primăria Municipiului Deva și Centrul Cultural Drăgan Muntean vă invită duminică 10 octombrie de la ora 18 la spectacolul Orașul Cuvintelor de Matei Vișniec. Spectacolul va fi susținut de trupa de teatru Proscenium a Centrului Cultural Drăgan Muntean, formată din tineri de veni și coordonată de regizorul Mihai Lungeanu. După cum bine știți, în cadrul Centrului Cultural Drăgan Muntean activează de mulți ani trupa de teatru Proscenium, formată din tineri valoroși și foarte talentați din municipiul Deva, condusă cu atâta maestrie și dăruire de către maestrul Mihai Lungean. Iată că în această toamnă au pregătit o premieră pentru Deva și pentru cei care iubesc teatrul, și anume piesa de teatru Orașul Cuvintelor de Matei Vișniec, în regia maestrului Mihai Lungeanu. Acest spectacol face parte din cadrul cursului Teatrul ca disciplină de viață, pe care îl desfășurăm în cadrul Centrului Cultural Drăgan Muntean. Spectacolul va avea loc duminică, 10 octombrie, de la ora 18, și cei care doriți să participați la spectacol sunteți așteptați de luni până vineri, dar și în ziua spectacolului, pentru a vă ridica invitațiile de la Centrul Cultural Drăgan Muntean. Tinerii interpreți au construit un spectacol dedicat cuvântului ca element primordial al comunicării și ca materie primă a actului scenic, pornind de la textele semnate de Matei Vișnie, cuprinse în volumul Cabaretul Cuvintelor. Trupa de elevi condusă de regizorul Mihai Lungeanu a dat viață unui scenariu cu personaje cuvinte intitulat Orașul Cuvintelor, un spectacol inedit care nu trebuie ratat de iubitorii de teatru. Evenimentul, care va avea loc în sala mare a Centrului Cultural Drăgan Muntean din Deva, se va desfășura cu respectarea măsurilor instituite la nivel național pe perioada stării de alertă pentru prevenirea răspândirii virusului SARS-CoV-2.